Președintele României Claus Iohannis a participat în 15 august la ceremonia dedicată zilei marinei, însă fără prima doamnă, Carmen Iohannis, deși toată lumea se aștepta să o vadă la Constanța. Manifestările organizate de forțele navale au început la ora 10. Ziua marinei este o sărbătoare națională cu semnificație profundă dedicată forțelor navale ale României și tuturor celor care își desfășoară activitatea pe mare. Celebrat anual în 15 august, în aceeași zi cu sărbătoarea religioasă a dormirii Macii Domnului, considerată o crotitoare a marinarilor, ziua marinei a devenit de-a lungul timp o tradiție importantă pentru români. Șeful statului, Claus Iohannis, a sosit la ziua marină organizată pe faleța din Constanța doar cu Nicolae Ciucă și alți lideri PNL, ministrul justiției și cel al apărării, dar fără premierul Marcel Ciolacu. Nici soția președintelui, Carmen Iohannis, nu a apărut la eveniment, deși a obișnuit pe români să fie o apariție frecventă la astfel de evenimente, alături de liderul de la Cotroceni. La mulți ani, cu prilejul zilei marinei române. În acest ultim an de mandat este cu atât mai emoționant pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră pentru a celebra una dintre cele mai așteptate sărbătorii. Mă bucur să văd atât de mulți români adunați aici a transmis Claus Iohannis de la Constanța. Ziua Marinei Române a fost sărbătorită inițial în anul 1902 la bordul crucișătorului Elisabeta în portul Constanța. La început, aceasta era o sărbătoare destinată doar marinarilor, dar în timp evenimentul a căpătat amploare și a devenit o manifestare de interes național. Alegerea datei de 15 august nu este întâmplătoare, ci este strâns legată de sărbătoarea religioasă a dormirii Maicii Domnului, protectoarea spirituală a marinarilor.